Cuvânt al starețului Antonie despre lipsa de timp și de comunicare, pericolul televizorului, pregătirea pentru primirea lui Antichrist. Foarte atenți trebuie să fim cu aparatele electronice. Acestea, din așa ziși prieteni, într-o clipă se pot transforma în dușmani nemiloși. Orice receptor este în același timp și un emițător. Nu o singură dată am discutat despre aceasta cu oameni competenți. Aceasta privește îndeosebi televizorul. Această așa zisă minune a civilizației iscă mari bătăi în jurul său. E vorba, cred, nu atât de televizor, cât de întrebuințarea lui. Pe de o parte, oamenii timpului nostru au un surplus de comunicare cu oamenii, iar pe de altă parte, oricât ar părea de straniu, simt lipsa comunicării. Și iată din ce cauză. Comunicarea, ca de altfel tot ce face omul în zilele noastre, se produce în fugă. Comunicare. Are loc fie la serviciu, fie pe drum, când omul e într-o dispoziție nu tocmai pașnică, e neliniștit și obosit. Lipsește atmosfera necesară pentru o comunicare liniștită. Omul zilelor noastre are o cantitate imensă de timp în plus. Nu greșesc pentru că liber înseamnă în plus. Și așa în toate, în ceea ce ține de hrană, de haine, de locuință. Peste tot, ceea ce este în plus este dăunător pentru suflet. Dar cel mai mare pericol constă în timpul deprisos, pentru că însăși apariția timpului liber este o mărturie a lipsei vieții duhovnicești și a unui mare răsfăț în viața de zi cu zi. În contul a ce apare timpul liber? În contul lucrului? Nu. Orice altceva. Numai nu lucrul va rămâne pe primul loc. Despre oamenii decăzuți, desigur, nu vreau să vorbesc, despre alcoolici și narcomani. Tema aceasta, chiar dacă se înrudește cu a noastră, e totuși diferită de ea. Deci, pentru omul societății contemporane, lucrul se află pe primul loc. Mai mult decât atât, chiar și credincioșii, primăvara, se ocupă de lucrările pământului și în zilele de duminică și în săptămâna patimilor și în săptămâna luminată, se produce un fel de nivelare, un fel de mitocănie generală. Înseamnă că nu e timp de pierdut. Mai mult decât atât, toți literalmente suferă din cauza lipsei de timp. Dar totuși, acest timp liber există și încă foarte mult. Însă, de unde se ia? Acesta este timpul care trebuie folosit pentru lucrările duhovnicești. Fie rugăciune, fie lecturi duhovnicești și pentru comunicarea duhovnicească folositoare pentru suflet. Numai că timpul acesta se folosește numai pentru distracții. Așa l-a învățat Satana pe om să-și organizeze viața, ca din ea să lipsească cu desăvârșire timpul de liniștire, de cugetare asupra celor ce s-au întâmplat peste zi, pe parcursul săptămânii, a lunii. Toate acestea sunt înlocuite de distracții.